Bățul lucrează foarte, foarte bine. Amortizează fiecare zmucitura peștelui. De asta e important în momentul în care pescuim cu cârlige mici, de dimensiuni mici, să avem și un băț capabil să amortizeze foarte bine pentru a nu scăpa peștii, pentru a nu avea rateuri. Încă n-a obosit. Lăsăm bățul să lucreze. A simțit malul și atunci încearcă să scape, dar nefiind într-un concurs, fiind o partidă de plăcere, nu ne grăbim. Ne mai bucurăm și de drill. Ce frumos lucrează bățul. Un băț destul de ieftin atunci când l-am luat. Dar din păcate nu se mai fabrică. Hai că ne-am jucat destul cu el. Este foarte, foarte puternic, deși nu este mare. Încă nu a obosit. Apa e bine oxigenată. Ei sunt vioi. Se pare că le dă putere nada asta. Cum simte că vreau să-l scot, cum pleacă din nou. Mă, hai să-ți facem o poză, să te facem vedetă. Hai că a obosit. Trece aici. Haide să facem o poză și să te eliberăm. Este un picuț mai mare decât cei de până acum, foarte bătăios, un drill pe cinste.